Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Paște fericit, națiune Survivor România. Am privilegiu, onoarea și bucuria ca pentru a patra oară să fiu gazda sărbătorii pascale de aici din Dominicană. 7 meseni urmează să mi se alăture în doar câteva momente. Vă știți foarte bine, acolo acasă mai este un concurent, sunt 7+1 și locul unde este, aveți detalii de la el și despre el, dragilor. Pe mesenii mei îi așteaptă masă cu bucate alese, minunate, și mai așteaptă ceva, o bucurie. Despre această bucurie și cum o vor primi, vom afla în cursul mesei pascale din sezonul suprem, sezonul All Stars. Haideți să-i chemăm la masă pe concurenții noștri. Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Bine ați venit! Wow! Bă, mai! Paule! Wow! Dacă vreți să, ăsta să fie așa, să luăm o gură de suc, da? Da. Paște fericit. Paște fericit. Doamne ajută. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Paște fericit tuturor, la România, la prietenii mei, la familia mea, la toți de la Survivor. Săptămâna trecută a fost o săptămână extrem, extrem de puternică emoțională. S-a încheiat, cel puțin, Consiliul și Duelul, ne aducem aminte. A fost extrem, extrem, cu un impact puternic emoțional. Apropo de pătimire, da? Și pentru Ana, și pentru Zani, și pentru Ștefi, care văd că strânge acum din maxilare. Ștefi, la cine te gândești în momentul ăsta? Domnul Dan, mi-ar fi plăcut ca la masa asta de Paște să fie și Ana și Zani, să fie formula completă. Mă simt bine cu toți, dar nu mă simt completă în momentul de față și îmi pare rău că așa s-au întâmplat lucrurile. Pentru mine este o pierdere și competițională și emoțională. Dar, nu știu, nu am ce să fac. Chiar nu am ce să fac. Oricât mi-aș dori să fi fost altfel, nu ține de mine. Și orice ar fi de acum încolo, domn Dan, vreau să lupt pentru amândoi. Chiar m-am simțit ca o familie. În schimb, nu a fost o familie completă fără Ana și fără Zani. Trebuie să accept situația, trebuie să lupt în continuare. Și sunt convinsă că toate lucrurile se întâmplă cu un scop și o să vină și soarele pe strada noastră, pentru că, din păcate, am rămas doi faimoși. În meniul zilei, mai încape o bucurie? Da. Wow. Mai încape? Da. Da. Nu cred. Dragilor, mi-a trecut și foame. Sunt în măsură să mă uit la mine farfurie. Wow. Oare ce văd? Bam! Wow. Văd ceea ce urmează să vă încânte, să vă ducă dincolo, știți aia cu agonie și extaz, nu extaz, agonie. Deci fac o mâncare de acasă. Da? Este, într-adevăr, ceea ce de acolo, de acasă, de la Națiunea Survivor România, faza pe familie, faza pe iubire, faza pe sentiment, a ajuns aici, la voi. Nu cred, domnul. Da. Acestea sunt. Nu crezi? A zis că nu plâng sezonul ăsta, domnul Dan. A zis că nu plâng, domnul Dan. Sunt pentru voi. Nu plângeți, că încă n-ați văzut. Robert. Când am văzut scrisorile, am zis, mamă, nu-mi vine să cred, comunicare. Pur și simplu, palmele mi-erau toate, mi-erau transpirate, nu mai puteam să mă gândesc la absolut nimic, eram foarte emoționată, eram curioasă de la cine-i mesajul, ce scrie. În
La Andrei Ciobanu văd o mânuță acolo și e clar. Cum e, Andrei? E foarte greu, e... Ce-ți spune Marilena? Face niște mișcări deja, niște acțiuni ăsta mic. Da, că umblă, când ești la televizor. Că umblă prin casă. Eu când am plecat de acasă, acum pe 9 mai împlinește 9 luni și eu când am plecat de acasă avea aproape 5 luni și ne bucuram că reușea să se întoarcă. Acum merge prin toată casa și se ridică pe lângă pat. E foarte greu, domnule, dar nu credeam că păstrăiesc așa ceva la Survivor. Această scrisoare este cel mai frumos cadou pe care l-am primit în viața mea de Paște. Am simțit multă fericire când am citit scrisoarea. Cred că cât am plâns eu în competiția asta, n-a plâns nimeni. Sunt un bărbat, dar sunt sensibil. Sunt mândru că mi-am făcut mândră familia, că pot fi un exemplu adevărat pentru băiețelul meu și că ei au încredere maxim în mine și cel mai important lucru pe care l-am sesizat în scrisoare este că ei mă văd așa cum sunt eu acasă. E foarte greu că n-am mai fost niciodată plecat de lângă ei și mult a fost, puțin mai este. Sorine, ți imită mișcările în jurul, da? Am văzut în jur și mi se pare extraordinar că, deci tu ai mișcări de imitat, să rămânem pe această idee. Da, e da. Exact cum spunea și Andrei și am mai avut discuția asta cu el. Avem doi băieți acasă care sunt mici, al meu e puțin mai măricel, dar sunt în momentul în care sunt ca un burete și ei acum absorb orice este în jurul lor. Ei învață foarte repede și mi-a transmis Laura că el acasă îmi imită efectiv plecarea de pe loc, de la start. Acesta este motivul fericirii noastre de astăzi. Și chiar dacă pare imposibil de crezut de acasă, o simplă foaie cu un scris pe ea are o însemnătate foarte mare atunci când începi să apreciezi ce e important în viață. Iancule, cel mai tare acum și cel mai mare? Da. Da? Chiar așa a scris, că eu sunt mezinul familiei. Știu. Și am rămas, ca și coincidență, și mezinul familiei Survivor. Sunt cel mai mic și de aici. Da. Și mi-au scris, da, că sunt cel mai mic din familie, dar cel mai mare în momentul ăsta pentru ce am realizat și ce am făcut aici. Și ei sunt mândri de mine și ei știu că îi iubesc. Te cer ca aceste cuvinte de acasă, de la familiile noastre, ne dau putere și... Când o să ajung acasă, să fie mândri de mine, oricum cred că sunt, și să iau în brațe să le spun că de mult îi iubesc și eu pe ei. Mă iau și pe mine lacrimile, că sunt om până la urmă. O să-i strâng în brațe când ajung acasă, o să povestesc mult cu ei. Scrisoarea mi-a scris-o sora mea Ileana, sora mea cea mare, dar a pus gândurile tuturor celor din familia mea pe ele, inclusiv gândurile iubitei mele. Au fost niște gânduri la comun, transmise prin sora mea, pe care o iubesc mult de tot. Ea mi-a menționat în scrisoare și de nepoții mei frumoși. Astăzi a fost un amalgam de sentimente pe care l-am trăit frumos. Robert zice de Delea acolo, da? Să nu-l iubești mai mult, da? Da, așa, în final poate... mi-a zis, sper să nu-l iubești pe Delea mai mult decât pe mine. Am fost foarte fericit, dar și trist în același timp, pentru că dorul e cel mai rău, dar câteodată dorul e singura chestie care îți rămâne. Este foarte dor de soția mea. E specific nou, domnul Dan. Mi-a povestit puțin de nepoțelul meu, Eric. Cum a început scrisoarea asta, domnul Dan. Când văd doar iubitule, e... Dragă iubitule, nici nu știu de unde să încep. Da. Eu sunt o persoană foarte... foarte simplă, foarte funny și în această scrisoare cred că a fost mai mult decât completă. Dacă au existat glume sau pasaje spre glume, cred că a fost perfect. Nu știu dacă mă știe cineva mai bine decât soția mea. Cum e TJ? Wow. Francesca? Domnul Dan, da. Eu sunt puțin mai închis, așa, nu plâng așa de ușor, cu toate că m-am emoționat, efectiv.
sunt un om foarte norocos să am fi întâlnit o fată ca Francesca și familia ei sunt, nu știu, mă simt ca și cum dacă eu reușesc să fac chestia asta, orice om pe planeta asta poate să fie fericit. Că eu la un moment dat credeam că nu o să găsesc pe nimeni să meargă cu mine mai departe în viață, să facem o familie, un copil, să... Am trecut orice an să găsesc pe Francesca. Ce mai mult mi-a ieșit Francesca, mă gândesc la ea în fiecare noapte, când mă culc, în fiecare zi când zic pe traseu. Ea este motivația mea, ea este omul care îmi dă putere. Nu credeam că în viața mea o să găsesc jumătatea mea. Sunt un campion numai că am întâlnit pe Francesca. Eu știu că ea este mama copilului mei și partenera mea de viață până la sfârșit. Ștefania, cine ți-a scris acolo? Șerban, domnul Dan, mi-am dat seama din primul ola. Stai să văd care e. Prin natural și te vom votăm în final. Da, pentru noi deja ești învingătoare și nu uita, invidia se câștigă, tu rămâi mândră și umilă. Să dai pe ei fără milă. Dacă trebuie, vino și pe Cămilă, cu sau fără trofeu, dar plină de lumină. Dacă aș fi fost eu în locul lui, aș fi scris acolo, te iubesc, ești viața mea, ești cum suntem noi femeile. Spui totul pe o scrisoare. Eu știu că toate cuvintele care le-a spus el aici înseamnă mult, pentru că el are cuvintele cheie, cuvintele care înseamnă ceva. Ștefi, de la cine e acea scrisoare? De la o prietenă foarte bună. Mesajul cred că este de la toți cei de acasă care mă iubesc și de la mama mea și de la iubitul meu. Am citit-o de vreo 5 ori până acum. O să o țin până la finalul competiției și o să o citesc de fiecare dată când simt că am o perioadă dificilă. M-a emoționat mult și finalul și când mi-a zis că în acest sezon ai fost definiția campionului, ai căzut, ai ridicat și ai mers mai departe indiferent de circumstanțe. Fără ploaie nu poți vedea curcubeul. Și această scrisoare chiar m-a motivat și mai tare. Îi cred că ceea ce aveam eu nevoie în momentul de față. Și ultima parte. Nu uita că ai o stea pe cer care te veghează mereu în calea spre succes. Este vorba de tatăl meu, care... El este cea mai mare motivație pentru mine. Și știu că el este mereu prezent. El este mereu prezent în viața mea. El a fost cu mine peste tot. El este îngerul meu păzitor și știu că de acolo de sus e mândru de mine. Și mi-aș fi dorit probabil să să-l aud, mi-aș fi dorit să-l iau în brațe și să-i pot confirma faptul că simt din tot sufletul că flacăra de campion i-a prins în mine. Puternici, emoționați și emoționanți în același timp în fața națiunii Survivor România. Vă las să vă bucurați de masă, da? De masă, de casă, că avem aici un acoperiș dominican de această sărbătoare pascală și ne revedem la joc, da? Hai! Da. Să dau mâna cu toată lumea. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!